Ce dietă este recomandată pentru femeile însărcinate? În cazul femeilor însărcinate nu se poate vorbi de o dietă anume. Deci nu există o recomandare care să fie atât de diferită de alimentația normală încât să o putem numi o dietă. Este pur și simplu o alimentație normală, o alimentație curată, sănătoasă, poate chiar dusă undeva mai spre extrem în ceea ce privește calitatea alimentelor și, nu în ultimul rând, cantitatea. Pentru că aici apar de multe ori probleme. Femeile gravide sunt tentate să mănânce mult mai mult decât ar avea nevoie. Practic, în trimestrul întâi de sarcină, nevoile energetice sunt identice ca al unei persoane, al unei femei care nu este însărcinată. Din trimestrul 2, necesarul energetic, să spunem, crește undeva cu 200 de calorii zilnic și din trimestrul 3, 3-400 de calorii peste necesarul zilnic al unei femei care nu este însărcinată. Deci vorbim aici de câteva felii de pâine în plus, câteva fructe, deci ceva care nu depășește limitele bunului simț. De multe ori se ajunge la excese, pentru că există mitul că femeia însărcinată trebuie să mănânce cât pentru doi, ceea ce nu este deloc adevărat. Copilul cântărește câteva kilograme, necesitățile energetice de dezvoltare nu sunt deloc mari. Mult mai important este alegerea corectă a alimentelor. Practic, femeile însărcinate ar trebui să își aleagă alimente din surse cât mai puțin poluate, cât mai puțin procesate, să meargă pe legume și fructe proaspete, pe carne din surse curate, deci vorbim de animale care nu au fost tratate cu antibiotice sau cu hormon de creștere. Este mai important acest aspect decât cantitatea pe care o consumă. Ce aport de proteine, vitamine ar trebui să respecte? Există niște cantități pe care ar trebui să le aibă în fiecare zi? Aportul de proteine al femeii gravide nu este mai mare decât al femeii obișnuite, femeii neînsărcinate. Deci, practic, undeva 0,8 un gram de proteină pe kilogram corp. Iar ca vitamine? Vitaminele, de asemenea, nu se poate vorbi de un necesar deosebit. Se recomandă în mod curent utilizarea de vitamine prenatale, deci cele speciale pentru femeile gravide, pentru a preîntâmpina eventualele deficiențe vitaminice, însă există și aici păreri contradictorii. O parte din specialiști spun că nu ar fi absolut necesare aceste vitamine și minerale și că femeia sănătoasă și cu o alimentație corectă poate să ducă la bun sfârșit o sarcină fără să aibă nevoie de nimic în plus. Ceea ce trebuie totuși subliniat este aportul de acid folic, care, cel puțin în primul trimestru de sarcină, este bine să fie suplimentat cu un produs medicamentos, un supliment alimentar, pentru că un deficit de acid folic poate să conducă la malformații grave la nivelul fătului și e de preferat să se preîntâmpine orice astfel de neșansă. Ce nu trebuie să se găsească deloc în dieta gravidelor? Există alimente care dăunează fătului? Da, există alimente care au un posibil risc asupra sarcinii, cum ar fi brânzeturile cu mucegai sau peștele crud. Acestea sunt prin posibilitatea, existența unor substanțe nocive în ele ar putea să pună în pericol sarcina. Altfel, alimentația, alimentele procesate cu coloranți, cu
tot felul de euri, ar trebui evitate, pentru că nu se știe cu certitudine interacțiunea pe care o au asupra produsului de concepție, iar ca linie generală a alimentației, de preferat să se meargă pe metode de gătire care nu adaugă uleiuri prăjite, deci nu încarcă energetic excesiv de mult alimentele. Bun. Cât de importante sunt fructele? Cum se consumă? În ce parte a zilei? În privința fructelor, acestea au o importanță similară cu în cazul unei persoane care nu este însărcinată, poate ceva mai mare, pentru că ele aduc, după cum spuneam, antioxidanții necesari pentru protecția împotriva diverselor forme de îmbolnăvire, plus energie, și atunci ar trebui incluse în alimentația femeii gravide, însă nu la liber. Adică, oricât de sănătos ar fi un fruct, o cantitate mare din acel fruct înseamnă o cantitate mare de energie și de aici riscul de a se acumula foarte multe kilograme în timpul sarcinii. La nivel de câteva sute de grame de fructe pe zi, aici ar trebui să se limiteze femeile gravide. Nu există un moment anume care ar trebui să le consume și în privința felului în care sunt consumate, de preferat cele crude, însă din când în când pot fi consumate și formă de compoturi, gemuri, dulcețuri care, cu măsură, pentru că au și zahăr adăugat, pot fi acceptate totuși în alimentație. Și ultima întrebare. Ce alimente sănătoase recomandați pentru gravide? Dacă ar fi să facem așa un clasament, care ar fi cele mai bune? În cazul gravidelor și nu numai, din punctul meu de vedere, cele mai importante alimente sunt fructele și legumele, prin aportul mare de vitamine, minerale, antioxidanți, urmate de surse bune de proteină, lactate, ouă, carne, și acestea ar fi cele mai importante alimente.